Ne oprim câteva minute asupra acestui verset. Ai dat un întreb? Și sunt dat un răspuns. Cât dintre dumneavoastră, în săptămâna care a trecut, ați avut noroc? N-ați avut noroc? De multe ori auzim că oamenii se salută și să ai noroc. Am două bătrânele pe seara vecine când le salut, zice, să ai noroc. Nu da, că am noroc, mai joc cu frații tenis, acolo ca cu margine și mă sare mingea afară. Nu știu ce cred de noroc o fi. Noroc sau har? De multe ori folosim și noi expresia aceasta și de aceea vreau să ne îndreptăm în vorbirea noastră. Vreau să spunem că am avut har și Domnul ne-a scăpat ca prin minune, deci am avut noroc. Am avut noroc. Dicționarul explicativ spune că noroc are semnificația toată de sine favorabil, întâmplare, concurs de împrejurări favorabile. Pentru creștin nu există noroc, adică soartă destin. Nimic nu este întâmplător. Când am fost cu copii la liceu, Nicolas spunea versetele acelea extraordinare din Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Mai știe Nicolas versetele? S-a le-a uitat. Ce spune înțeleptul Solomon acolo? La Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6. Și nu? Nu te-a vizuit pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi fără. Amin. Acesta este harul Dumnezeu. Să ne credem în Domnul, să recunoaștem în toate căile și El ne va netezi fărările. Iacov spune în capitol că orice lucru bun din viață vine de sud, de la Tatăl Luminilor, în care nu este undă de schimbare sau undă de mutare. De aceea, vorbirea noastră trebuie să fie, mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, am avut harul de a fi scăpat și nu că am avut noroc că am scăpat. A pune lucrurile acestea pe seama norocului sunt greșite. Tot Iacov, capitolul 4, vine și clarifică aceste lucruri și spune la versetul 13, la 17. Ascultați acum, voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate sau vom sta acolo un an. Vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată tu fidel la păpiere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va avea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Pe când acum vă oferiți cu lăudărășenile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face să vărșește un păcat. Un alt obicei în care se folosește aceste expresii de noroc este atunci când cei care servesc băuturi alcoolice ciocnesc paharele și zice noroc. Cel care ține pasul de regulă urează celorlalți fericire, sănătate, viață lungă și celălalt să-și exprimă acordul. Deși unii dintre noi poate nu considerăm acest lucru, îl considerăm un lucru inofensiv sau un gest de politețe, totuși să știți că ele sunt păcat și creștinii au motive foarte întemeiate să nu ia parte la astfel de toasturi, la astfel de ciocnire de pahare. Deoarece rădăcina lui vine din idolatrie. În Sociologia Britanică spune, obiceiul de a bea în sănătatea celor vii are foarte probabil la origine ritualul religios antic de a bea în cinstea zeilor și a morților. La mesele lor, grecii și romanii făceau libații, adică luau paharul ăla cu alcool, cu băutură și câțiva stropi. Cea asta în cinstea zeului. Nu prea mulți, că restul trebuie să-l beau eu. Dar câțiva stropi, așa, închinau zeului. Și iar la banchetele care le țineau, ceremoniile lor stau pentru aceștia și pentru morți. Și astăzi mai mult se dau pentru cei vii. Așa.
cei care țin astfel de toasturi, ciocnesc paharele, spun în noroc sau sănătate, asociază împlinirea dorințelor cu toastul sau ciocnirea, ca și cum ar fi un ritual de succes dorit. Știm însă că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne poate da binecuvântare, sănătate, viață lungă și nu norocul. La Dumnezeu este binecuvântare. Dar de noi depinde dacă avem parte de ea, dacă îl punem pe Dumnezeu să ne dea sau nu. Cum poate să ne dea Dumnezeu binecuvântarea? Este foarte clar acest lucru, spune Dumnezeu poporului Israel. Dacă vei asculta, te voi binecuvânta. Dacă nu mă vei asculta, ce voi face? Te voi blestema. Aș vrea să vă spun că de noroc mai scrie și Biblia. Știți unde scrie? În primul loc unde lăsim scris despre un loc, este în cartea Geneza. Acolo nevestele lui Iacob făceau concurență care să dăvească cei mai mulți fiii lui Iacob, care să fie mai bine văzută. Și într-o vreme, Leia, cea care i-a fost dorită primă de nevastă, n-a mai putut avea copii și a dat pe Zilpa lui Iacob ca să nu-i facă ea copii. Și când i-a născut aceasta un fiu, ce a zis ea? Cu noroc, a zis Leia. De aceea a pus numele Gal, care înseamnă noroc. Dar să știți că Dumnezeu este împotriva a tuturor celor care nu se încred în El și pun aceste lucruri pe seama norocului. Și Isaia, capitolul 65, versetul 11-12, spune: dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar cu cinstea soartei, vă sortez sabiei și toți veți pleca genunchiul ca să fiți unghiați. Căci eu am chemat și n-ați răspuns, am vorbit și n-ați ascultat și ați făcut ce este rău înaintea mea și ați ales ce nu-mi place. Deci, cred că am putea să rămânem cu un lucru, să scoatem în expresia noastră cuvântul noroc. Să spunem, doar harul tău a fost cu mine. Un alt lucru care vreau să vă spun, nu știu dacă au participat și tatăl de Timotei, ne compun de seminarist, într-o dezbatere teologică acolo, nu știu ei cum să-i mai dea de capă. Și până la urmă nu s-au înțeles, au mers la fratele director și a zis: frate director, spune cine, credincioșii au har sau au noroc? Nu înțeles, răspunsul era evident. Deci au har, răspunde fratele director. Unul din studenți spuse în discuție următorul caz. Ce în timpul inundațiilor din 1970, ce casa noastră a fost inundată. O parte din familie a fost luată de ape și puteau pe o canapea. La un moment dat, un porc, da? Așa? Lua cel de apă și a agățat de canapea. Și a fost și el salvat. În cele din urmă, împreună cu familia mea. Spuneți-mi, noi am avut har sau noroc? Bineînțeles, spune directorul, ați avut har, dar porcul a avut noroc. Nu știu, probabil că nu a crescut când l-o fi tăiat. Harul, în religia creștină, este explicat ca și dar, ajutor spiritual, grație divină acordată omului. Sau, dar, sau răsplată acordată cuiva ca un semn de bunăvoință sau o favoare deosebită. Dar ne interesează pe noi cine spune Biblia. Ce spune Biblia despre har? În Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, spune că prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Am ajuns și la textul nostru din 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Și Petru trecuse vreo 30 de ani de la anunțarea Domnului când scrie cea de-a doua sa epistolă și scopul celor două epistole este enunțat în capitolul 3, versetul 1, spune prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă ca să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte Sfinților proroci. După vreo 30 de ani spre sfârșitul vieții lui, pentru că era înainte de moartea sa, așa ne spune Petru,
2 Petru, capitolul 1, de la versetul 13 la 15, spune, dar să păcesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă mai țin treji, aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea mea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Hristos. Când voi da o tăneaua, dar ca după și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de aceste lucruri. Și în final, Petru dorește să trezească mintea sănătoasă a creștinilor. Pe lângă minți sănătoase, să știți că mai sunt și minți bolnave, minți întunecate, minți blestemate. Dar noi, ca să avem o minte sănătoasă, este foarte necesar să facem ce ne spune Scriptura, prin înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, tot capitolul 3, versetul 3 și 4, spune să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, ce s-o spune, dacă ți-le la gât, scriere pe tăbița inimii, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă vrei să ai o minte sănătoasă, trebuie să ai bunătate și credincioșie. Unde? Aici și aici. Doamne, ajută-ne! Și Petru atenționează în aceste două scrisori pe care le scrie pe creștini asupra unei probleme majore, care este creșterea spirituală. O problemă și încă o problemă mare. Atât în prima sa epistolă, deci în cea de-a doua, se ocupă în mod deosebit cu problema creșterii spirituale. Și în primul capitol din epistola a doua, zice la versetul 5, de aceea, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fată. Primul lucru, credința. Păi, vei spune, păi, tată, eu am credință. E bine dacă ai credință, dar să știți că o singură credință este acceptată de Dumnezeu. Știți care este aceea? Baptistul, nu? Care credința aia? Credința care vine în urma auzirii, spune Romani, capitolul 10, versetul 17, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Mulți dacă îi chem la biserică, zice, pare rău, nu vreau să vă zic, nu pot să mă duc, că eu nu pot să-mi leapă credința strămoșească. Unii au credință strămoșească. Bunicul meu, străbunicul meu, tata meu a avut credința asta. Credința asta ortodoxă, nu pot să o părăsesc, asta e credința pe care am moștenit-o. Unde ajungea să vreau în pasul de credință? Credința, spune, vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. După aceea, trebuie să trecem, după ce avem credință, ce trebuie să facem? La fapte, nu? Aceea Marcu 16, cu 16 spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu, va fi osândit. Trebuie să avem fapte, da? Și fapte bune, cât de multe. Pentru că Dumnezeu ne-a pregătit să umblăm în ele. După aceea, ce se zice cu fapta? Cu fapta cunoștința. Cu fapta cunoștința. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Hristos și în porunca pe care le dă Domnul Iisus apostolilor, Matei capitolul 28, versetul 20, spune, și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și după aceea Domnul Iisus vine și spune și ne îndeamnă un lucru extraordinar. Ioan capitolul 5. Versetul 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și chiar dacă timpul este înaintat, aș vrea să vă mai dau o referință extraordinară. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Acolo vorbește despre creștinii din Berea, versetul 11 spune, iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. De ce? Au primit cuvântul cu toată lumea și cercetau Scripturile când? În fiecare zi, spune, să vadă dacă ce li se spunea este așa. Să cercetez Scriptura, nu să o citesc, să o cercetez în fiecare zi. Doamne, ajută-ne cu prima astfel de oameni. Cunoștința. După aceea, ajungem la un alt nivel. După ce cunoaștem, că mulți nu vor să cunoască, zice, dacă voi cunoaște, va trebui să și fac.
Mai bine nu vreau să știu atâtea. Dar după ce ai cunoscut, Biblia vine și ne spune că trebuie să te înfrânezi. Da? Cu cunoștința înfrânarea. De la ce se înfrână? De la mânie, de la iubire, de așa mai departe. Pavel scria Efesenilor, la capitolul 4, zice, orice amărăciune, orice iubire, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și mai spune cu privire la cuvintele pe care le rostim, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe netrizuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Trebuie să învățăm să spunem nu la astfel de lucruri. După aceea, spune, după cunoștință, înfrânare, cu înfrânarea, răbdare. Așa, să avem răbdare. Dar, Galateni, capitolul 5, versetul 22-23, acolo nu spune despre răbdare. Și cum spune? Scrie ca răbdare, răbdare este la Tatăl lui Sfânt. Spune îndelungă răbdare, da? Și când se sogăta și îndelungă răbdare, mai este răbdarea Sfinților, știi? Aia cu nevasta, când merg la cumpărături, probabil. Aici spune înfrânarea, răbdarea. După aceea, după ce ai răbdare, trebuie să ai și evlavie. În ce privește evlavia, vreau să spun că sunt patru lucruri care caracterizează oamenii evlavioși. Dacă este frica de Dumnezeu, poate veți spune, a, păi stai, frate, că fricoșii nu intră în Împărăția lui Dumnezeu. Dar aici este vorba despre o altă de frică. Și Filipeni, capitolul 2, versetul 12, așa, spune, așa, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cum? Cu frică și cu cutremur. Nu mai când sunt eu de față, ci cu mult, mai mult, acum, în lipsa mea. De aceea, în cartea Proverbilor, zice că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Al doilea lucru, când ești evlavios, ai sete de Dumnezeu și totul ai oferință, vreau să vă dau. Fratele Marian zice, o, unde obosești cu atâtea referințe? Fratele Marian, măcar dacă nu știi referința, măcar să știi ce s-a făcut. Te conține referința. Și am o unică mai să și memorie de cumpărat. Psalmul 42, versetul 1 și 2, spune, cum dorește un cer vizoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după tine, Dumnezeu, după Dumnezeu, cel viu. Al treilea lucru este dragostea de Dumnezeu. Atunci când ești evlavios, să iubești pe Dumnezeu și sunt două referințe în Ioan, capitolul 4, versetul 19, spune noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și după aceea spune că atunci când îl iubim, în capitolul 5, versetul 3, spune căci dragostea lui Dumnezeu este împăzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Și al patrulea lucru, atunci când spunem că suntem evlavioși, trebuie să existe acea dăruire totală față de Dumnezeu. Romani, capitolul 6, versetul 13. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi nișivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Deci patru lucruri când spui că ești evlavios. Trebuie să fie frică de Dumnezeu, sete de Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu și o dăruire totală față de Dumnezeu. Următoarea treaptă, atunci când crești, este spune cu evlavia, dragostea de frate. Să-ți iubești frate. Aici mai greu, să iubești pe toți. Păi, trebuie să iubești pe toți, chiar dacă ei sunt și oameni de treabă. Știți și oameni de treabă? Cum îți ia oameni de treabă? Geneza, capitolul 42, versetul 7. Iosif, cum a văzut că frații tăi i-a cunoscut.
Dar s-a făcut că le este străin, a vorbit astfel și le-a zis. De unde veniți? Și eu răspund. Venim din țara Canalului ca să cumpărăm merinde. Iosif l-a cunoscut pe frații săi. Dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu primire la ei și le-a zis. Voi sunteți scoare. Ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei i-au răspuns. Nu, domnule, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fiii aceluiași om. Suntem oameni de treabă. Robii tăi nu sunt pisoare, dar erau foarte de treabă, au vrut să îl omoare prima fază pe Iosif, după aceea a zis nu să merite că mai bine în loc ceva bani pe el, dar ei erau oameni de treabă. Chiar dacă frații noștri sunt oameni de treabă, Biblia spune să iubim de toată inima. Amin. 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 După aceea urmează o altă etapă. Când ai învățat să-mi privești frații, trebuie să ai dragoste de oameni, da? Cu dragostea de frații, iubirea de oameni. Și Domnul Iisus ne spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Deci, aici sunt niște trepte pe care trebuie să le avem, să nu rămânem la stadiu de copii. Spune, dați-vă și voi toate sfințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragoste de frați și cu dragoste de frați iubirea de oameni. Este foarte important să avem aceste lucruri în viața noastră, numai astfel vom putea deveni niște oameni maturi. Versetul 8 spune, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu lăsați să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vine versetul nostru, dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcat. A uitat. N-au crescut. De aceea, spune cuvântul, au alunecat. Și în capitolul 2, versetul 1 spune, noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe curiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Și vor face să cadă asupra lor o piețare nepraznică. Să știți că dacă nu suntem o mărturie pe calea Domnului, suntem niște oameni care nu trăiesc Evanghelia, să știți că vom fi niște pietre de potignire pentru cei din jurul nostru. Oamenii care nu cresc spiritual sunt exemple negative. Și în momentul când ești un exemplu negativ, să știți că calea Domnului este vorbită de rău. Și în momentul când nu trăiești Evanghelia, poate vei auzi în urma ta, apoi decât să fii pocăit ca și Marcel, mai bine nu. Sau, cu ce ești tu mai bun ca și mine? Că tu umbli la baptist și eu umbli la ortodox. Dar nu e, la urmă, nicio diferență. Dacă timpul reformat la noi la biserică, zice, și la voi ca la noi. Dacă nu ne vom trebui de ei prin faptele pe care le avem, chiar că nu va fi nicio diferență. Zice versetul 2, din capitolul 2, mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Ba mai mult decât atâta, s-ar putea ca cei din jurul tău să-și piardă tăria. Și de aceea, în capitolul 3, versetul 17, spune, voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nerăbdări și să vă pierdeți tăria. S-ar putea că dacă vezi că fratele din stânga ta șchiopătează ăla din dreapta ta și mașini, poate îți pun un semn de întrebare. S-a schimbat calea Domnului. Iuda vine și vorbește despre astfel de oameni care transformă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Și Iuda, în versetul 4, spune că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân și Domn Iisus Hristos. Iuda vine și spune
acești oameni care au rătăcit de la calea Domnului, transformă Harul lui Dumnezeu în deșteptare. Ce înseamnă Harul lui Dumnezeu? Roman, capitolul 5, versetul 8, spune că dragostea lui Dumnezeu s-a lăsat atât de noi, că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce înseamnă Harul lui Dumnezeu? Că atunci noi am fost mântuiți prin credință, acesta este Harul lui Dumnezeu. Harul este atunci când ești primit pe gratis, cu cât ești mai păcătos, cu atât îți trebuie mai mult har. Harul înseamnă a fi primit fără niciun merit, în ciuda nevredinciei pe care o are. Oamenii din zilele noastre, am putea spune că o parte din ei abuzează de har și fac un prilej de păcătuire. Mulți vin cu scuza, apoi zice, frate, Domnul e bun și ne iartă. Dar Scriptura spune altceva. Roman capitolul 6, versetul 15, spune, ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Suntem sub har. Se poate păcătui? Biblia spune, nici de cum. Harul de Dumnezeu, scria Pavel lui Tit, Tit capitolul 2, versetul 11, spune, că și harul de Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele de acum și să trăim cum? Să trăim în viacul de acum cu cumpătare, treptate și evlavie. V-a spus problema, dar de ce? În trei domenii numai. De ce nu o dat? Două sau patru sau cinci? Pentru că aceste trei domenii vizează trei tipuri de relații cu cumpătare. Relația cu mine însumi. Trebuie să fiu un om cumpătat. A doilea lucru spune cu dreptate. În relația cu semenii mei, pe orizontală, trebuie să fiu un om drept. De aceea spunea Mica, ți s-a arătat omul ce este binele și ce alta cere omul de la tine decât să iubești, mila, ce mai faci? Să faci dreptate și să umbli smerit împreună cu Dumnezeu tău. Și al treia lucru spune cu evlavie. Vă spuneam înainte, să avem acea relație cu Dumnezeu, cu evlavie. Ce înseamnă să creștem în har? Harul este îndurarea lui Dumnezeu, repetată pe sână, este ceva dat de Dumnezeu. Și aici, în versetul 18, spune, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru. Se pune întrebarea, cum pot să cresc în har, că harul nu e al meu, harul primează la Dumnezeu. Cum să cresc în har? Petru, atât în prima, cât și în a doua epistolă, scrie, harul și pașa să vă fie, înmulțire. Doamne, înmulțește harul și peste noi. Aș vrea să, foarte pe scurt, pentru că timpul trece repede, să vă dau 5 metode, 5 acțiuni, care trebuie să le facem pentru a crește în har. Și m-aș bucura tare mult dacă le-ați reține aceste 5 lucruri. Creșterea în har o experimentează toți acei care ajung la concluzia că au nevoie de har, și s-au întors la Domnul Iisus. Primul lucru e de a crește în har, cu cât mă văd mai nevrednic, cu atât am mai multă nevoie de har. Și cu atât pot să cred mai mult în har. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 18, spune, căci și eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, spunea Pavel, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am privănit Biserica lui Dumnezeu. Prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și Harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Deci cu cât mă simt mai nevrednic, cu atât am mai mult Har. Cu cât mă încred mai puțin în mine, și mă cred mai mult în Domnul, cu atâta am mai mult har. Filipeni, capitolul 3, la versetul 4 la 6, spune, Pavel avea
pricină de încredere în lucrurile de pe pământ. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar și în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt iat împrejur în a 8-a zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea Fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, spune Pavel. Și totuși, el nu s-a încrezut în aceste aturi pământești, ci s-a încrezut în Dumnezeu. Cu cât sunt mai smerit și mai puțin mândru, cu atât am parte mai mult de harul lui Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, la versetul 4 la 6, spune: Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se va face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dacă te smerești, primești mai mult har din partea Domnului. Cu cât ești mai slab, cu atât este mai mare puterea lui Dumnezeu în viața ta, cu atât ai mai mult har. Că tot Pavel scria Corintenilor, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7 la 10. Și ca să nu mă umplu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperit, mi-a fost înțepuși în carne un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânt. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunele mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigonii, în strântorări, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Doamne ajută-ne să fim slăbiți. Și al cincilea lucru spune, cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, nu despre Dumnezeu, cu atâta o să am mai mult har. 2 Petru, capitolul 1, versetul 2, zice, harul și pacea să fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Când vorbim despre cunoaștere, să știți că este un termen foarte vag. Limba română, spune noi, așa am fost învățat, că este o limbă foarte frumoasă, dar este și o limbă săracă, în exprimare, precum românii noștri aproape toți. Așa, când spunem despre cunoaștere, păi, sunt anumite niveluri de cunoaștere, da? Dacă nu pot să spun despre acela lucru că îmi cunosc soția, ca și cum îmi cunosc președintele, dacă îl văd, povestesc cu dintr-o mie de oameni, îl recunosc, da? Îl cunosc așa, din vedere, da? Știu că mă place să mai așa și, da? Deci nu mă prea interesează, că face tot felul ce poate și el. Este un alt nivel de cunoaștere. Una am cunosc șeful de la fabrică, una am cunosc nevasta, altul am cunosc președintele, da? Despre toți spun că îi cunosc, nu? Nu folosesc altă expresie, cunosc și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, dar în anumite măsuri de cunoaștere. Mi-a plăcut foarte mult despre acei trei tineri care nu s-au închinat acelui chip făcut de Nebucadnețar. Acei oameni își cunoșteau Dumnezeu și știau ce știau despre Dumnezeu. Că Dumnezeu are putere să-i scape. Dar ei aveau convingerea și dacă Dumnezeu nu-i scapă, ei totuși nu se vor china chipului făcut de acel Nebucadnețar. De aceea e că în cartea prorocului Daniel, capitolul 11, versetul 32, de aceea din popor care vor cunoaște că Dumnezeu lor vor rămânea tați și vor face mari isprăvi. Atunci când vei cunoaște pe Dumnezeu, vei rămânea tare și vei face mari isprăvi. Nu despre Dumnezeu. Vei avea acele experiențe personale. Și un alt exemplu foarte pe scurt, vreau să îl dau, este David, când s-a dus la luptă cu Goliat. Ce acum avea David? Zice, oh, da, știu despre Dumnezeu.
v-a scos cu mână tare din Egipt și așa mai departe. Ce spune David? Ce? Domnul care m-a izbăvit din gara leului și din lava ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui netăiat împrejur. Acesta nu vorbea din experiența altora. Vorbea din experiența lui personală. David îl cunoștea pe Dumnezeu. Și vreau să vă citesc câteva versete despre creștere spirituală cu care aș vrea să închei. Efeseni capitolul 4, de la versetul 11 se spune. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci și pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței triunului lui Dumnezeu, la stare de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Și credincioși adevărului, în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos. Amin? Amin. Amin. Vă reamintesc de scurt cele 5 metode de a crește în har. Cu cât mă văd mai devernic, cu atât am mai mult har. Cu cât mă întreb mai puțin în mine și mă întreb mai mult în Domnul, o să am mai mult har. Cu cât sunt mai smerit și mai puțin mândru, Dumnezeu îmi va da mai mult har. Cu cât sunt mai slab, cu atât este mai mare puterea lui Dumnezeu în viața mea. Cu cât îl cunosc mai mult pe Dumnezeu, nu despre Dumnezeu, cu atât voi avea mai mult har. Doamne, ajută-ne să avem har și nu noroc. Amin. Amin.